primor, la Vadul Moților, Antena Satelor a venit să vă dea un steag de ziua națională și să vorbim românește, de unire. La mulți ani! Mulțumesc! Eu vă mulțumesc că ați venit la Vadul Moților, că ne-ați ales pe noi de Marea Sărbătoare a Unirii. Să ne reamintim cu drag de ceea ce au făcut înaintașii noștri, în urmă cu 96 de ani, când la Marea Unire de la Alba Iulia au participat și reprezentanții ai Comunei Vadul Moților. Vorbim, iată, despre Marea Unire de la 1 decembrie 1918, vorbim de ce simte un moț, de ce simte un gospodar al comunității moților de aici, din localitate. Mai ales de ziua Unirii, simțim românește, simțim că rădăcinile noastre sunt aici și chiar dacă vremurile ne fac să mai plecăm de aici, unii dintre noi, încercăm să ținem comunitatea, să-i punem niște rădăcini. De ce? Pentru că Comuna Vadul Moților este într-o zonă în care industria nu există, deci este doar creșterea animalelor și oarecum prelucrarea lemnului, și asta un pic mai îngrădită. Și dacă nu reușim să-i sprijinim pe cei care au niște gospodării, bănuiesc că într-o zi vom dispărea. De aceea ne străduim să-i ajutăm pe cei care încă mai cred că pot trăi din agricultură și din tradițiile românești. Cum vedeți România? Cum v-ar plăcea să o vedeți? Eu sunt optimist. Eu o văd așa cum e și cred că, indiferent ce s-ar spune, România e o țară pe care trebuie să o iubim și o țară în care locul nostru este aici. Nu cred că e potrivit să ne gândim doar la câștigurile materiale care poate în afară sunt mai mari. Cândva o să fim mulțumiți și noi de noi aici, la noi acasă.